Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbec vor avea de luat decizii importante și este indicat să nu se lasă influențați. Pe seară îi așteaptă surprize frumoase. Taurii fac investiții despre care apropiații cred că nu sunt unele inspirate, însă acestea le vor aduce câștiguri semnificative. Gemenii vor întâmpina ceva dificultăți în plan emoțional, însă datorită stăpânirii de sine vor reuși să depășească momentele tensionate. Racii au tendința de a spune tot ceea ce gândesc și ar fi spre binele lor să nu dea curs pornirilor impulsive. Le dau dovadă de înțelepciune în relațiile familiale și chiar dacă nu le convin anumite cerințe, nu se grăbesc în a-și exprima punctul de vedere, vor o duminică liniștită. Fecioarele își vor petrece sfârșitul de săptămână cu prietenii, se vor distra și își vor încărca bateriile pentru o nouă săptămână. Balanțele se vor implica în noi proiecte care le vor da mari bătăi de cap, dar de pe urma cărora vor avea mari satisfacții. Scorpionii sunt foarte conștiincioși, deși au probleme personale de rezolvat, ei nu vor renunța la activitățile de familie. Săgetătorilor le merge bine, mai ales în plan emoțional. Familia îi susține în tot ceea ce întreprind. Capricornii duc lipsă de răbdare și asta îi va împiedica să termine activitățile plănuite. Vărsătorii sunt puși pe glume, ar fi indicat să fie distrați când situația o cere și serioși când se impune. Peștii vor avea o zi liniștită în sânul familiei, relaxarea va fi cuvântul zilei. Acesta a fost predicțiile astrale, să aveți o duminică liniștită!